Peste puțin timp, locuitorii din Dimăcheni vor avea acces în comună pe un drum județean asfaltat în întregime. Și asta pentru că la această dată este în proces de modernizare porțiunea de 2,5 km din drumul județean 292A Corlăteni-Dimăcheni. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, a efectuat marți o vizită la fața locului pentru a verifica stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții. Oficialul a fost însoțit de directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduri, Cătălin Gheorghean, și de reprezentantul constructorului care a câștigat licitația. Modernizarea drumului județean, care face legătura între comuna Corlăteni și comuna Dimăcheni, este în plină desfășurare. Am verificat stadiul lucrărilor. Lucrările se desfășoară pe o distanță de 2,5 km de drum județean, iar valoarea acestei lucrări depășește 6,5 milioane de lei. Suntem în grafic cu lucrările, atât la partea de carosabil și bineînțeles, la podul care face obiectul acestor lucrări. Și pe acest tronson de drum județean, domnul constructor ne-a asigurat că lucrările sunt în grafic în acest moment, se va lucra atât cât vremea va permite, iar în primăvară vom încheia cu succes și această porțiune de drum județean. Pe lângă asfalt, proiectul început în luna septembrie prevede lucrări de lărgire, îndreptare și balastare a drumului, rigole și podețe. Termenul de execuție este de 8 luni.